care spus la atâtea lucruri la care mă așteptam, firește, dar care totuși m-a luat totul pe nepregătite. Este atât de inedit, atât de interesant, de izolit să te vezi în oglinda ochilor unor oameni pe care tu îi consideri model, tu îi consideri reprezentativ și de elită. Și să ai bucuria că iată în ochii lor, tu însuți, însă în cazul de față, reprezinți ceva. Vă mulțumesc pentru că m-au gândit atât de corect, atât de frumos, poate chiar mai frumos decât merit, pentru că nimeni nu este fără păcat și suntem acum apropierea acelei binecuvântate, acelor binecuvântate sărbători și sunt aici și prea înalte fețe bisericești, deci nu pot să mint sau să spun, nu se fac niciodată. Încerc să nu mint și să nu înșel pe nimeni. Ar fi atât de mult de spus, sigur că voi face ca întotdeauna atunci când nu reușesc să spun tot ce ar trebui sau chiar acele cuvinte și care după aceea îmi vin în minte cum ar fi trebuit să le spun, atunci mă duc acasă și le scriu. Și iată v-am făcut o mărturisire cum s-a născut literatura mea despre care s-a vorbit. În acest fel, ca urmare a unor nereușite de exprimare pe care le-am considerat eu. În orice caz, eu vă mulțumesc tuturor pentru că m-ați onorat în acest fel și domnului primar și întregului Consiliu Local și doamnelor parlamentare, în mod deosebit, pentru un efort pe care puțină lume l-a fi făcut, acela de a fi călătorit, femei fiind o noapte întreagă, ca să fie special la această ședință, urmând să plece imediat înapoi la Parlament. Numai și acest efort mă obligă moralmente enorm de mult și este pentru mine o răsplată și constituie un complex obligi de a încerca și mai mult să fiu de folos acestui oraș care, iată, prin cele mai înalte oficialități, domnul prefect, domnul vicepreședinte Isorescu, doamna primar, doamna inspector general, care era Huncă și dumneavoastră, toți participanții, sfințiile voastre, toți aici de față, îmi arătați atâta prețuire încât este limpede că eventualele umbre pe care nu le pot uita și despre care, iată, a vorbit și prietenul și colegul și tovarășul meu de suferință, trebuie să pălească și vor păli pentru că nu se poate să reziste în fața acestor motive de bucurie. Am venit aici, în Botoșani, cu peste 4 decenii în urmă. Trebuie să spun un lucru care s-a întâmplat și care, privit retroactiv, se dovedește premonitoriu. Aici, în această clădire, ne-am luat România civilă, cu acest om care ieșea lângă mine și vă filmează pe dumneavoastră mai mine. Într-o iarnă geroasă, zăpadă înaltă, studenți fiind amândoi, cu niște studenți, și când am ieșit afară, în loc să primim felicitările tuturor, nu știu cum am făcut, am amunecat și am căzut amândoi în zăpadă, cum este altul. Toată lumea a zis că este un semn. Fiindcă că abar n-aveam ce semn este, acum știu ce semn este. Că aici, la Botoșani, aveam să prind rădăcini și aici avea să se desfășoare întreaga mea viață, ce puțin până acum, nu știu ce va fi viitor, dar răspunsul la întrebarea pe care mi-a pus-o și eu și care trebuie să și-o pună și și-o pune fiecare om, pentru ce a venit în viață, ce misiune are, se va fi dovedit că avea să fie acesta, de a sluji
prin toate energiile mele, acest oraș care a dat lumii atâtea alte energii luminate, începând cu cel care m-a fascinat și căruia mă juruiesc și m-am juruit pentru toată viața, Mihai Eminescu. De fapt, el m-a adus aici, că eu puteam să trăiesc în București, foarte bine și frumos, cunoșteam cealul de acolo, și să vin și eu la muzeul Eminescu, poate chiar la premiul Eminescu, între două premii, să iau și premiul și titlul de cetățean să pare și să plec înapoi fără să se aștept la Dragotoșan. Dar dacă am rămas 4 decenii și mai bine aici, se vede că Dumnezeu și Eminescu n-au vrut chiar să nu mă răspătească și constituie aceasta cea mai înaltă, cea mai frumoasă răsplată, care cred că este totuși și mai mult un simbol decât un lucru în sine. Este simbolul, și vreau să fie așa, că și oamenii care trăiesc aici, pentru că ei sunt încă destui, pot fi cinstiți și răsplătiți și merită să fie cinstiți și răsplătiți, nu numai cei care vin de undeva, de departe, spre a se face repede înapoi. Chiar și aici, sală, sunt și acum ceva. Nu-i spun ca să nu scap de unul, dar voi avea grijă să scriu și să spun atunci când va fi cazul. Mulțumesc, bineînțeles, și familiei mele, fără de care n-aș fi putut face nimic din toate astea, tot a fost vorba de soțul meu, jumătate de diplomă și de flori pe misiile dau lui, pentru că vă dați seama că un soț care nu te înțelege și te trimite la cratețe obligatoriu, sau mai face și alte gesturi, nu o să evoluezi și să devii tu cineva ca femeie și fetelor mele minunatelor, pe care cu sufletul le simt astăzi aici. Și trebuia să încep prin mulțumirea de Dumnezeu, pentru că am o credință deosebită, înaltă și nu abortică, acea instanță care alege pe câțiva oameni spre a le da niște misiuni în viață și mă simt uitându-mă în urmă ca și fost printre acei oameni și mulțumesc pentru acele misiuni, mulțumesc chiar și adversarilor mei prin faptul că nu m-au lăsat să adorm pe laur. Și sunt convinsă că nu mă vor lăsa să adorm și prin asta va fi un challenge și voi căuta mereu și voi face mereu performanțe ca să le demonstrez că n-au dreptate. Iată și o funcție benefică a adresarilor. Întorcându-mă la cele bune, ca să mă opresc, pentru că nici nu vin toate cuvintele și nici peste cazul, vă mulțumesc și consider că este una din cele mai fericite, de fapt ar trebui să zic cea mai fericită zi a vieții, pentru că dacă un om performează în viață și se străduiește să facă ceva, cel puțin în subconștientul lui, are acolo o țintă, aceea de a ca cineva să vadă, să răsplătească, să-i spui o vorbă bună, să merite a fi apreciat. Chiar dacă nu se gândește măcar la orice de fapt din dumneavoastră și ce a făcut posibil, chiar dacă acum nu sunt dumneavoastră aici, dar votând și nu verzindu-ne întru totul acel panou, m-au onorat poate chiar mai mult de merit, eu însă mă simt acest fel încurajată și îmi doresc și mie, și dumneavoastră, și dumnealor cei care lucrez, multă sănătate, în primul rând, și doamnei doctor, pentru că nu se putea să nu fie aici doctor, tot așa, multă sănătate și urări dumneavoastră și ale mele de sănătate și de prosperitate să se îndrepte către toți cei care au făcut posibilă această sărbătoare în care ne simțim părtași cu toții, nu numai eu sunt eroina principală, voi sunteți, dumneavoastră sunteți toți eroii acestui oraș care ne-a învățat pe toți prin atmosfera de cultură, de sensibilitate, de eleganță
să nu avem sfieri față de metropole, să ne simțim mereu aici, într-o metropolă culturală, cu care, de care trebuie să fim de încă o dată mulțumim.